Moromeții de Marin Preda. Partea 1. Capitolul 1. În câmpia Dunării, cu câțiva ani înaintea celui de-al doilea război mondial, se pare că timpul avea cu oamenii nesfârșită răbdare. Viața se scurgea aici fără conflicte mari. Era începutul verii. Familia Moromete se întorsese mai devreme de la câmp. Cât ajunseră acasă, Paraschiv, cel mai mare dintre copii, se dăduse jos din căruță, lăsase pe alții să deshame și să dea jos uneltele, iar el întinsese pe prispă o haină veche și se culcase peste ea gemând. La fel făcuse și al doilea fiu, Nilă. Intrase în casă și, după ce se aruncase într-un pat, începuse și el să geamă, dar mai tare ca fratele său, ca și când ar fi fost bolnav. Al treilea băiat, Achim, se furișase în grajdul cailor, se trântise în iezle să nu-l mai găsească nimeni, iar cele două fete, Tita și Ilinca, plecaseră repede la gârlă să se scalde. Rămas singur în mijlocul bătăturii, Moromete, tatăl, trăsese căruța sub umbra mare a celor doi salcâmi de lângă poarta grădinii și apoi ieșise și el la drum, cu țigarea în gură. Părea de la sine înțeles că singură mama rămânea să aibă grijă ca ziua să se sfârșească bine. Moromete stătea peste noaga podiștei și se uita peste drum. Stătea degeaba, nu se uita în mod deosebit, dar pe fața lui se vedea că n-ar fi rău dacă s-ar ivi cineva. Oamenii însă aveau treabă prin curți, nu era acum timpul de ieșit în drum. Din mâna lui, fumul țigării se ridica drept în sus, fără grabă și fără scop. "Ce mai faci, Moromete? Ai terminat, mă, de sapă?" Iată că se ivise totuși cineva. Moromete ridică fruntea și-l văzu pe vecinul său din spatele casei, apropiindu-se de potișcă. Se uită numai odată la el, apoi începu să se uite în altă parte. Se vedea că nu astfel de apariție aștepta. "Pe măta și pe tine, chiorule!" șopti atunci Moromete pentru el însuși, ca și când până atunci ar mai fi înjurat pe cineva în gând și acum îl îngloba și pe vecin, fiindcă tot apăruse. După care răspunse foarte binevoitor. "Da, am terminat. Tu mai ai, mă, bălosule?" "Am terminat și eu. Mai aveam un petic din coace în pământuri și mi l-au săpat ai lui Țugurlan." "Ce faci, Moromete, te-ai mai gândit? Îmi dai salcâmul ăla?" Moromete se uită țintă la vecinul său, înțelegând pentru ce ieșise el la drum. Și nu răspunse la întrebare. "Da, am discutat odată să-ți vând un salcâm." "Poate am să ți-l vând." "Poate nu o să ți-l vând." "De ce trebuie să ne grăbim așa?" părea el să spun. "Dar Victor al tău, el nu mai se lasă apă, bălosule." "Sau de când e voiajor nu-l mai aranjează," zise Moromet. "Adică admitem cazul că, fiind ocupat," mai adăugă el. Vecinul a avut bănuiala că aceste cuvinte nu sunt chiar atât de nevinovate cum s-ar fi putut înțelege din glasul cu care fusese rostite, dar trecu peste asta. "Păi, de ce zici că nu vrei să mi-l dai, mă, Moromete?" "Că vroiam să ți-l plătesc." Drept răspuns, Moromete începu să se uite pe cer. "Să ții minte că la noapte o să plouă. Dacă dă ploaia asta, o să fac o grămadă de grâu, Tudore," zise el. Bolosul nu mai zise nici el nimic. Apoi, după câteva clipe, schimbă vorba. "M-a întâlnit pe la prânz cu Jupuitu. Zicea că mâine dimineață o pornește prin sat după fungire." Moromete rămase nemișcat. "Zice că a primit o dispoziție sau un ordin, dracu să-l ia, că cine are de achita fonciire și nu o să o achite mâine, o să le ia din casă." Moromete se mohoră dintr-o dată. Vru să răspundă, dar se ridică pe neașteptate de peste noagă și sări spre poartă. Un cal scăpase din grajd și vrea să iasă la drum. "Ne-a îndărât, blegule, unde vrei să te duci?"
strigă omul închizându-i poarta în nas. Calul nu se sperie însă. Rămase cu botul lângă Ulucă și suflă puternic pe nări, apoi, cu dispreț parcă, se întoarse cu spatele și începu să se frece de Uluc. Nea, n-au, surdule! Tu ți-a din neaura mătii!" strigă Moromete înfuriat. Calul se opri din scărpinat și porni nepăsător spre prispa casei, unde zăcea Paraschiv. Moromete se luă după el, dar calul nu-l luă în seamă. Se opri lângă prispă și întinse gâtul lângă Parmalâc, unde începu să roadă cu dinții dintr-un drop de sare. Paraschiv ridică fruntea, se uită câteva clipe, ca și când n-ar fi înțeles ce se întâmplă, apoi, deodată, îi repezi calului cu toată puterea un picior în burtă. Tot atunci, mama ieși în prag. Avea fața roșie și obosită, iar nădușeala-i curgea în șiroaie negrite peste obraj și gât. Ilie, unde-s fetele alea? Ce fac eu aici singură? Acu se întunericește și ce mâncați? Raci o să mâncăm, fă! De-aia te vaiești tu, răspunse Moromete trăgând calul spre grajd. Raci nu se găseau nicăieri în apele satului. Tocmai raci, prin urmare, aveau să mănânce la masă. Femeia se șterse cu deznădejde pe frunte, înghețit în sec și pieri întind. Niculae, unde ești, mă? Strigă Moromete spre grădin. Aici sunt! Se auzi un glas de undeva. Ce faci acolo? Treci încoace și ajută-i mătii. Te duse și în grădină să te odihnești, ca până acum stătuși. Când ți-ai da una după ceafă, s-ar muci pe jos. Pe partea grădinii intră un băiat de vreo 12 ani. Avea capul gol și cămașa de pel era ferfeniță. Picioarele goale erau pline de zgârieturi vechi, cu urme de sânge închegat cu praf. Treci la măta și vezi ce treabă are, spuse iar Moromete, pornind încet spre grădină. Capitolul 2. Băiatul se urni de lângă poartă și intră în tindă. La vatră, femeia se chinuia cu o mână să mestece mămăliga, iar cu alta să prăjească niște ceapă în tigaie. Alături de vatră, prinsă între două cărămizi, clocotea o oală cu ceva verde înăuntru. Femeia dăduse jos căldarea cu mămăligă și o mestega aprig, încercând din când în când să o țină pe loc cu talpa piciorului. Veniți cu oile, mă? Du-te repede și prinde-o pe bisisica. Viu și eu acum să le mulgem. Să torn mămăliga. Unde-s fetele alea? Băiatul se uită la maică sa și se întoarse alene îndărât, fără să spună ceva. Ieși în curte și începu să strângă oile spre obor. Câțiva miei săriseră pe prispă și lingeau sare. Câși mâncate ar câine, zise el apucând miei de gât și făcându-le vânde pe prispă. Închise poarta oborului și rămase între oi tăcut. Oborul era mic și cele 20-25 de oi abia aveau loc să se miște. Una dintre ele, care stătea alături de băiat, frecă pământul cu copita ei mică și se culcă încet, suspinând. Era o oaie bătrână și blândă, care mergea dintotdeauna în urma cârtului. Ai prins-o, mă? Hai mai repede, că se răcește mămăliga! Băiatul se întoarse nepăsător spre mama lui, care intrase în obor cu un căldăroi în mână și abia se mișcă. Hai, Niculae, hai, Niculae, să nu-ți dau acum câteva. Unde-i bisisica? Trebuie să o prindem. Unde te tot uiți? Zise femeia cu un glas moale și cam depărtat, ca și când ar fi vorbit gardurilor. Loviu-ar moartea pe bisisica, murmăi Niculae apropiindu-se de o oaie neagră și cornută, care se pitise într-un colț și aștepta nemișcată, ascultând parcă cele ce se spuneau despre ea. Băiatul se repezi asupra ei și o apucă de picior. Oaia nu se mișcă, dar când își simți piciorul prins, zvâgni pe neașteptate și îl trânti pe băiat cu burta pe pământ. Firaia naibii, dacă nu te umor! Scrâșni el și, ridicându-se cu o sprinteneală uimitoare, se repezi iar. De asta dată el nu mai scăpă din mâini. Oaia sărea între picioare și gemea greu.
Femeia se apropie cu căldarea și o apucă de celălalt picior, o trase spre buza căldărului și începu să o mulgă. Nicolae o ținea de coarne și o izbea cu sălbăticie peste bot. Mâncate-ar lupii să te mănânce, dacă n-am să te omor într-o zi. Femeia zise să o lase în pace, să nu mai dea în ea degeaba. Cum degeaba? Mergea în frunte și totdeauna târea între gârdul în goană peste izlas și nu se mai oprea până nu ajungea pe locurile de păscut. Nicolae era silit să alerge și el și arunca zadarnic cu bulgări spre ea. Când ajungeau pe miriște, băiatul cădea istovit de goană pe o brastă și plângea neștire. Uneori o prindea cu ajutorul altor băieți și o bătea cu cruzime. Oaia se cumințea un timp, lăsa alteia conducerea cârdului, apoi iarăși își lua locul. Câteodată, nebunit, Nicolae alerga înaintea oilor aflate în plină goană, despărțea cârdul de oaia vesmetică, o alunga în porumburi cu ciomagul și o bătea cu bolovani până îl părăseau puterile. Oaia sărea din loc în loc, fugea, se oprea tremurând și gemea de lovituri. În ziua aceea nu mai alerga, dar a doua zi goana și chinul băiatului reîncepeau cu prospețime. Nicolae o ținea minte încă de pe când era noatină. Într-o iarnă la Boboteasă, venise popa cu căldărușa și intrase în obor să stropească oile cu aghiazm. Bisisica, așa o botezase Achim când o învățase să împungă ca berbecii, ieșise din cârci și ridicase fruntea spre pop. Când părintele făcuse semnul crucii zbicind din busuioc, oaia, crezând că e vorba de împuns, se repezise în patrafirul aceluia, bestecăind cu cornițele mici printre picioarele popii. Gata, ai scăpat, zise femeia lovind cu milă spinarea oii, care în tot timpul mulsului tremurase ca frunza. Dă-i drumul, Nicolae. Băiatul îi dădu drumul de coarne, izbind-o în același timp cu piciorul îngrumas. Apoi prinse altă oaie, care cât simți mâna femeii sub buger, singură se lăsă pe căldăroi și începu să rumege liniștit. Vezi, asta de ce stă? Îngână Nicolae, ca și când cineva ar fi pretins că toate oile seamănă cu pisisica. Nu știu, mamă, dar eu m-am săturat. Eu... Le lovește moartea de oi, îngână el mai departe, jelindu-se. Eu nu mă mai duc cu oile. Toată lumea le dă la cioban. Numai tata s-a găsit mai braț să mă trimită pe mine. De ce nu-i spui să le dea la cioban? De 2 luni de zile nu m-am mai dus la școală. Are să mă lase repetent. Gata, zise femeia. Alta. Hai mai repede, că se răcește mămăliga. Nicolae prinse altă oaie care nu mai era blândă. El o apucă de bot cu ură și îi strânse nasul. Stai! Ce? O iei pe urmele bisisicii, firea în naibii? Bolborosi el. Apoi se adresă mamei cu alt glas. Eu spun una și tu te faci că n-auzi. N-auzi că mă lasă repetent? Ce să-ți fac eu dacă te lasă repetent? Parcă dacă te duci, nu te lasă. Răspunse femeia cu gândul în altă parte. N-auzi că nu mă lasă? Zise băiatul necăjit. De câte ori vrei să spun? Ce să-mi tot spui? Întreba femeia cu același glas îndepărtat și îmbulzit de alte gânduri. Alta, spuse ea iar. Se vede că nu prea le-ai păscut azi. Asta abia a dat câteva picături. Nicolae de asta dată strigă. N-auzi, mamă! Aud, mă, aud! Spune! Răspunse femeia mai apropiat. Păi nu ți-am spus? Tu, moromete, nu te speria că n-ai cărți și că n-ai venit astă toamnă. Eu te trec clasa numai să vii la examen. Să înveți pentru examen, că nu ți-am pus note. Păi poți să te duci la examen, zise femeia iarăși cu gândul împrăștiat. Cum să mă duc, mamă, dacă n-am învățat? Păi învață, răspunse femeia moale. Cum să învăț? Strigă Nicolae deodată atât de indignat și furios că ridică și brațele și glasul lui de copil răsuna ascuțit în liniștea amurgului care începuse să acopere salcămii. Ia și tu o carte cu oile și citește. Ce vrei să-ți fac eu? Spuse femeia cu un glas în care răzbătuseră câteva urme de interes. Care
carte, mamă? Care carte? Nici citirea n-a vrut să-mi cumpere tata. De unde să iau, că nimeni nu mi-o dă? Dacă m-ar lăsa să mă duc la școală? Femeia tăcea și mulgea mai departe oaia. Mai e vreuna? Întrebă ea, apucând altă oaie. Treci și țin-o să nu verse laptele, mai spuse ea, strângând căldăroiul între genunchi. Niculae apucă oaia de gât cu o mână, iar cu cealaltă o atinse pe femeie pe umăr. Mamă, spune-i tu lui tata, zise el rugător, dar glasul îi se rupse și scoase un strigăt. Oaia se mișcase și îl călcase pe o bubă de pe picior cu copitea ei mică și ascuțită. Niculae izbucni pe neașteptate într-un plâns sfâșietor și se lăsă jos ca o cârpă. Ce, mă, te-a călcat? Întrebă femeia sec. De ce nu te păzești? Ține oaia să nu-mi verse laptele. La auzul glasului lipsit de milă al mamei, băiatul începu să plângă și mai adânc, perpelindu-se pe jos și izbind cu pumnii lui mici în pământul afânat de bălergarul vechi al oilor. Femeia prinse altă oaie și începu să mulgă singură și tăcută, în timp ce Niculae continua să plângă. Într-o vreme, el încetă orice mișcare, se ridică în capul oaselor și rămase cu coatele pe genunchi. Se simțea că durerea piciorului trecuse de mult. El însă plângea mai departe pe genunchi, ca și când ar fi cântat ceva lung și deznădăjduit. Ce acolo, mă? Se auzi dintr-un glasul lui Moromet. Iar te-a călcat oaia? Taci din gură că nu-ți iese mațele. Femeia tocmai atunci terminase de muls și plecă din obor. Ea se opri în mijlocul bătăturii și vorbi cu un glas care îl făcu pe Niculae să se oprească din plâns. Lovioar moartea de vorbă, de care nu te mai saturi, Ilie! Toată ziua stai de vorbă și beai la tutun și mie mi-ar de cămașa pe mine. Dacă alții n-au treabă și au chef de vorbă. Copilul ăsta plânge aici și el stă la poartă și bea tutun. Veniți de la deal și vă lungiți ca vitele. Și eu să îndop singur o ceată de haidamaci. Paraschiv ridică fruntea și o privi pe femeie cu o ură cuibărită în el, de pe vremea când mama lui bună murise. Din drum, Moromete se urni spre poartă și intră în curte tăcut. Ce fă, zăltato, ce vrei să fac eu, dacă îi bleg și îl calcă oile? Toată lumea are treabă, Catrino, zise Tudor Bălosu din drum. Femeia nu răspunse niciunuia și intră în tindă. Moromete, zise Tudor Bălos, nu stai mă să-ți dau banii? Moromete făcu un gest nedeslușit. Capitolul 3. Cele două fete a lui Moromete ajunseseră la gârlă și începuseră să se scalde. Apa era cam rece, dar în timpul zilei fuseseră la muncă și a doua zi era duminică, era călușul, nu puteau sta fără să se spele. Ce facem, fă? Zise cea mai mare, Tita, după ce intră în apă și începu să clănțăne din dinți. E rece ca gheață. Ei, ca gheața, vezi de treabă, așa-i la început, răspunse cealaltă, intrând în gârlă vitejește. Tita se aplecă și o stropi pe neașteptate cu un val de apă. Fata cea mică țipă ascuțit, se strâmbă înfiorat, apoi deodată se aplecă și ea și o împroșcă pe soră sa de sus până jos. Se bălăciră câtva timp țipând mereu, apoi Tita se opri și strigă. Ajunge, treci și mă freacă pe spinare, trebuie să ne întoarcem acasă. Fetele începură să se spele pe rând, cea mai mare uitându-se din când în când cu teamă să nu le vadă cineva. Într-un timp ea chiar sări din apă și se repezi spre mal. Partea de gârlă unde se scăldau era un loc dosnic la marginea satului, numit, nu se știe de ce, Valea Morii. Lângă vale se întindea un fel de crânglat, mai mult un fel de iaz părăsit de apele râului care curgeau pe marginea satului. Dinspre partea aceea, care făcea un cot mare lângă gropanul unde stăteau fetele, se auzea cineva plescăind prin apă și apropiindu-se din ce în ce.
Treci fă afară, Ilinco, n-auzi că vine cineva!" zise tita speriat. Și dacă vine ce?" răspunse Ilinca nepăsătoare. Fă zăpăcit-o, nu ți-e rușine! Treci afară, n-auzi?" Fata însă, chiar de-ar fi vrut să se mai ascundă, n-ar mai fi avut timp. De după cotul apei se ivi, printre frunzele aplecate ale crăcilor de sălci, partea de la genunchi în jos a picioarelor cuiva. Fata cea mare, când văzu pantalonii aceia umblând prin apă, își trase repede cămașa pe cap și pieri în tufișul sălcilor tremurând. De acolo i-a auzit numai decât niște glasuri și îngheță. Ce faci, fă, aici te scalzi?" Da, mă scald, ce să fac?" răspunse Ilinca și începu să râdă. Scaldă-te, fă!" se auzi iarăși glasul acela. Păi, mă scald!" răspunse iar Ilinca. Apoi fata din tufiș se auzi strigat. Titou, treci încoace, că nu e nimeni. E Florica lui Miuleț și cu Galeana. Vor să prindă pește." S-au îmbrăcat în pantaloni. Tita ieși din tufiș încă înspăimântată și când le văzu pe cele două cu plasa, începu să râdă. Ce naiba, Floariu!" zise ea. Ai băgat-o în pantaloni? Era să mor de frică. Și proasta aia sta în apă. Dacă era un băiat, ce te făceai?" Ilinca râse iar. Dar ce, mi-era frică de el? Îl dam cu nămol în ochi." Ei, ce știe ea?" zise muierea cu plasă. Ați prins mult pește?" întrebă tita schimbând vorba. Am prins pe dracu ghem. De câte ori ridicăm plasa, numai broaște și mormoloci." Tata spunea că ea pe la București mănâncă broaștele. Zicea că le îndoapă cu carne și le bagă la cuptor, așa vii. Pe urmă, când încep să facă poc-poc, le scot afară și le mănâncă cu furculița," zise Ilinca scuipând pe marginea apei. Prostia ta!" răspunse cea cu plasă. Ia uitați-vă!" Cele două ridicară plasa la mal și o dădură peste cap. Numai decât un broscoi o răcăi cu putere făcând să răsune valea și țâșni înapoi în apă stropind în ochi pe cele două pescuitoare. Alte broaște, de toate mărimile, săriră de pe mal împroșcând apă. Un singur peștișor, ca un deget de copil, strălucea în burionile de pe mal și chiar și acela era gata să alunece înapoi, dacă una din pescuitoare nu l-ar fi prins numai decât. Înainte de a-l arunca în oală, ea se uită la el cum zvâgnește. Hai să mergem, Ilinco! Ce tot mai aștept? Nu vezi că te-ai învinețit?" Fata ieși clănțănind și se îmbrăcă repede. Stați, fă, că mergem și noi!" zise fata cu plas. Ați auzit? Se mărită Polina!" Polina lui Bălosu?" Păi știm!" răspunse Ilinca. Nu, nu știți, că nu cu Birică se mărită!" răspunse fata. Apoi se adresă însoțitoarei. Hai să mergem și noi, Galeanu, că eu ți-am spus că până nu plouă peștii, nu ies de pe fund." Fă, Tito, vă știți că Polina era în vorbă cu Aldebirică? Ei, acum se mărită cu Stan Cotelici?" Cu Șchiopu?" întrebă tita uimită. Cu râtul ăla? Pe ce moarte a găsit-o să-l ia pe ăla? Că după ce că e Șchiop, mai e și făcut." Da, ce fă, el nu trebuie să însoare?" Trebuie să-l ia cineva," zise Leana înfășurând plasă. Să-l ia moartea," răspunse tita râzând. De ce, fă? Eu cum l-am luat pe eneal meu? Ce are Stan Cotelici de fugit de el?" E urât, Galeanu," răspunse tita, luând-o pe lângă sălci. Și ea n-ar fi nimic, dar matale l-ai văzut cum umblă? Are atâta avere și parcă-i milog." E bine să strângă omul," răspunse Leana cu îndoială. Hai, fă, îmbracă-te mai repede," zise tita, răstindu-se spre soră sa. De ce nu scârpești fusta aia? Nu vezi că ți se vede buca?" Ce să mai cârpesc? Am tot cârpit-o. Ia, lasă-mă în pace." Dacă mi se vede ce? Cine o vede, să-mi o mănânce." Răspunse Ilinca la fel de răstit. Ce știe ea?" râse fata cu plasă. Să te vedem la anul sau la anul ălalt. Tot așa e să zici." Cu toate că era într-adevăr nevoie de anii aceia ca să nu mai zic așa, Ilinca n-avea nici 14 ani. Când fusese pomenit numele lui Birică, fata cea mică a lui Muromete se roșise. Flăcăul însă nu știa nimic.
El era prieten cu frații ei, venea des seara pe la ei, jucau cu el tabinet, era vesel și mai ales cânta frumos. Cele trei fete o luară înainte, iar muiera mergea în urma lor cu plasa pe umăr. Soarele asfințise și în aer începuseră să bâzie țânțari. Când cotiră după Valea Morii și se apropiau de pădurea de la marginea satului, muierea care mergea mereu în urmă se miră. Parcă ne-ar fi auzit, fă! Ăla care iese din pădure nu-i birică? Fetele băgară și ele de seamă și încetiniră pași. Tăceau. Se gândeau dacă trebuie sau nu să-i spună știrea flăcăului. Ce mai faci, birică? N-ai mai venit pe la noi!" îndrăzni totuși fata cea mică a lui Moromete, când birică le ajunse din urmă. Birică nu răspunse. Se cunoștea că îi pare bine că a întâlnit-o pe Tita. Dădu bună seara și se apropie de ea. Tito, vreau să spun ceva. Am fluierat aseară la Polina și nu știu ce-i cu ea, n-a vrut să mai iasă, șopti el după ce se îndepărtă puțin cu fata. Spune-i că am să trec diseară. Dacă nu mai vrea să vorbească cu mine, să-mi spună. S-ar fi putut crede că flăcăul nu dorea să știe decât atât, dar Titei nu-i scăpă turburarea care îl stăpânea. Cunoștea și ea bine această turburare. De aproape un an de zile era în vorbă cu Victor, fratele Polinei. Victor Bălosu nu spunea că nu ține la ea, dar nici nu se străduia să arate că ține. Atâta vreau să știu, continuă Birica, de asta dată fără să-și mai ascundă îngrijorarea. Ai să-i spui Tito? Tita și-o voia să răspundă. Birică, se vorbește că Polina... Nu știu, așa am auzit. Tu nu știi nimic? E vorba de Stan Cotelici. Ci că s-ar mărita cu el. Trebuie să vorbești tu cu ea, să vezi ce s-a întâmplat. Birică se posomorâ și amuți. Mai merse câțiva pași cu fata, apoi, fără să mai întrebe ceva, se depărtă. Fata cea mică a lui Moromete îl strigă din urmă, dar flăcăul nu răspunse. Capitolul 4. Treceți la masă, ori vreți să vă chem lăutarii? Strigă Catrina Moromete din pragul tindei. Ilie, unde s-au dus fetele alea? Numai tu le-ai dat nas. Unde or fi ele acum? Sculați în sus! Paraschive! Nil, voi n-auziți? Niculae, tu ce mai aștepți? Hai băga nasul între picioare. Femeia se opri deodată din vorbit și chipul îi se schimonosi de spaimă. Pe alături de ea țâșni Duțulache, câinele, ieșind din tindă cu o bucată mare de ceva alb în gură, pe semne brânz. Femeia îl întrebă. Când a intrat lovitear turbarea? Lasă jos! Lasă jos! Lasă jos, n-auzi? Dă-i apă, zise Moromete liniștit. Paraschiv începu să râdă, sculându-se de pe dulam. Lasă jos! Lasă jos, mâncate arcâinii! Lasă jos! Striga zadarnic femeia. Câinele pierise în grădină. Acum să mâncați câinele, spuse mai departe Catrina, uitându-se crunt la fiul vitre care râdea. De ce să mâncăm câinele, fă proastu? Întrebă Moromete liniștit și încet. Apoi, tot liniștit, spuse mai departe și la fel de încet, ca și când ar fi vorbit cu el însuși. De ce să mâncăm, fă, zăltat-o, sărit-o de la locul tău? E bun câinele de mâncat, fă? E bun să te mănânce el pe tine. Și chiar o să te mănânce. Azi ți-a luat brânza, mâine o să-ți ia... Nu treceți odată la masă! Strigă femeia scoasă din minți. Dacă nu o să mă duc în lume și vă las și moartea să vă ia pe toți și la cimitir să vă ducă. Taș, fă din gură dosădit-o, zise iar Moromete și mai liniștit ca înainte. Vezi, fă de treabă. Ai făcut mâncare? Spune odată și taci, că nu suntem surzi. Paraschiv stătea pe prispă și rângea. Femeia amuții, nu mai zise nimic. Pe drum se văzură cele două fete apropiindu-se de casă. Moromete se ridică de pe prispă și în tăcerea care se lăsase, glasul lui picură liniștit și încet, de asta dată spunând însă altceva. Tu, Paraschive, ce stai acelea și beleși fasolele la mine?
ce, nu ți-am mai văzut dinții ăia de mult? Rânjești ca un colțat la maică ta, parcă tu ai fi mai breaz. De ce nu treci la masă? Și pe voi va găsi scăldatul? Dacă vă iau de păr și mătur bătătura cu voi, vă scuteți de-o treabă mâine dimineață. O lăsați pe măta singură și vă duceți. Unde stai la alții? Muromete vorbise până acum încet și liniștit. Deodată curtea răsună de un glas puternic și amenințător, făcându-i pe toți să tresară de teamă. Nilă! Achime! Strigă Muromete de două ori. După un timp se auzi în casă cum cineva sare din pat. În același timp, poarta grajdului se deschise și se văzu venind încet și frecându-se cu mâinile la ochi, Achim. Ce e mă cu voi? Întrebă Muromete cu glasul dinainte, încet și liniștit. Ba chiar blând. Nu vă e foame? Stați la masă. Puteți pe urmă să dormiți până poimine dimineață. Catrina Muromete se șterse pe frunte de sudoare și intră în tindă. Unul câte unul, copiii intrară în tinda casei. Se înserase bine și de pe vatră focul arunca până departe o fâșie roșie de lumină, făcând să strălucească bătătura. Cât ieșeau din iarnă și până aproape de Sfântul Nicolae, moromeții mâncau în tindă la o masă joasă și rotundă, așezați în jurul ei pe niște scaunele cât palmă. Fără să se știe când, copiii se așezară cu vremea, unul lângă altul, după fire și neam. Cei trei frați vitregi, Paraschiv, Nilă și Achim, stăteau spre partea din afara tindei, ca și când ar fi fost gata în orice clipă să se scoale de la masă și să plece afară. De cealaltă parte a mesei, lângă vatră, jumătate întoarsă spre străchinile și oalele cu mâncare de pe foc, stătea întotdeauna Catrina Muromete, mama vitregă a celor trei frați, iar lângă ea îi avea pe a ei, pe Nicolae, pe Ilinca și pe Tita, copii făcuți cu Muromete. Dar Catrina fusese și ea măritată înainte de a-l lua pe Muromete. Bărbatul acesta îi murise în timpul războiului, dar nu pe front, fiindcă nu împlinise încă anii ca să fie luat militar, ci acasă, de apă la plămâni. Îi lăsase o fată pe care Catrina o născut după moartea lui și când plecă din casa socrilor, n-o locuia. O lăsă bătrânului năfliu, bătului, cum îi spuneau cu toții, cu care însă Catrina nu se avea bine. Muromete stătea parcă deasupra tuturor. Locul lui era pragul celei de-a doua odăi, de pe care el stăpânea cu privirea pe fiecare. Toți ceilalți stăteau umăr lângă umăr, înghesuiți, masa fiind prea mică. Muromete n-o mai schimbase de pe vremea primei lui căsătorii, deși numărul copiilor crescuse. El ședea bine pe pragul lui, putea să se miște în voie și de altfel nimănui nu-i trecuse prin cap că ar fi bine să se schimbe masa aceea joasă și plină de arsurile de la tigaie. Paraschiv, Nilă și Achim nu erau din firea lor niște copii tăcuți, moi ori lipsiți de veselie. Totuși, ca dintotdeauna, ei se așezară la masă absenți, uitându-se în gol, oftând, parcă ar fi trebuit nu să mănânce, ci să ridice pietre de moară. Muromete se așeză și el pe prag, făcând în același timp câteva cruci repezi și închizând o clipă, evlavios, ochii. Nicolae, care nu avea scaun, se așeză turcește pe pământ. Du-te, mă, și ia-ți o pernă, dosăditule, de câte ori să spui? Că ăștia nu stă în stare să facă măcar un scaun, zise femeia, uitându-se la cei trei care așteptau, tăcuți și plictisiți, mâncarea. Tu de ce nu faci? Zise Achim, ai cărui ochi clipiră ascuțit, înfigându-se din golul în care erau pierduți mai înainte, în aceea ai mamei vitrege. Muromete, care tocmai își făcuse cruce, se uită la femeie cu gura căscată de mirare. Tași, fă din gură n-auzi, zise el apucând lingura de lemn între degete. N-auzi ce zice colțatul? Răspunse femeia, ștergându-se de sudoare fără să-i pese de privirea băiatului. De ce colțat? Întrebă moale Paraschiv, apucând și el lingura într-un anumit fel, vrând să spună că vrea să mănânce mai repede. Taci, mă, din gură,
zise și Nilă cu un glas și mai moale decât al fratelui, aproape șoptit. Cine vă întrece? Răspunse Catrină. Așează-te masă, ridică-te masă. Abia se mișcă, abia se așează. Cleaf, cleaf, parcă ei da să mănânce o travă. Păi fă mâncarea aia odată, zise Moromete liniștit, dar în glas cu fire de amenințare. Cele două fete tăceau. Niculae se uita la tatăl său nemișcat, cu ochii pironiți pe fruntea largă, descoperită de golul părului căzut de o parte și de alta a creștetului. Catrina apucă o oală mare de pe vatră și o trase lângă ea. Fata cea mare, Tita, desprinse dintr-un cui de lângă firidă o ață subțire de bumbac și tăie mămăliga în felii groase. Ilinca așeză în mijlocul mesei o strachină largă și adâncă, iar femeia o umplu numai decât cu o ciorbă verde și groasă de ierburi. Da, brânză nu e? Șopti Niculae indignat, uitându-se la maică sa. Du-te de ia din burta lui Duțulache, răspunse mama. Da ce? Ce, Duțulache? Mie să-mi dai brânză, zise iar Niculae, trântind lingura pe masă. Parcă spuneai că să le mănânce lupii de oi, îngână femeia mai moale, cu un glas nepăsător. Mănâncă, mă, acelea și nu te mai miorlăi, puturosule. Te găsi brânză. Când e, te uiți chiondărâși la ea, zise tatăl nepăsător și el, înghițind un dumicat mare. Niculae amuții. Pieptul îi se ridică și coborâ repede. Buzele-i tremurară. Câteva clipe se uită la maică sa. Femeia mânca cu gândurile în altă parte. Băiatul se uită atunci spre soră sa Ilinca, dar fiecare mânca repede, însuflețit pe neașteptate, tăcut și parcă nemai simțind pe cel de alături. Băiatul înghiți greu, se ridică de la masă și ieși afară. Aproape că nimeni nu-l luă în seamă. Dacă mănânci, mi-ești ca un frate, Niculae, zise Achim bagiocoritor. Dacă nu mănânci, mi-ești ca doi. Să te ia naiba, izbucni băiatul hohotind și făcându-se nevăzut. Pe fața femeii trecu o umbră de durere auzind plânsul de afară al copilului. De ce nu-l lași în pace, Ilie? Șoptia privindu-și bărbatul fără teamă. N-ajunge că îl trimesc ca vai de capul lui și rabdă de sete toată ziua cu oile, îl mai faci și puturos. Voi vă duceți și munciți ca oamenii, vă mai odihniți, aveți apă, mâncați, și el săracul rabdă de sete toată ziua și alergă după zăpăcita aia de pisisică. Moromete se sculă de la masă tăcut și ieși afară. După câtva timp se auziră câteva cuvinte înnăbușite și pe urmă tatăl se întoarse ținându-l pe băiat de mână. Stai și mănâncă, nu te prosti, zise Moromete așezându-l la masă. Dă-i fă niște brânză, hai. El se duce cu oile, de. Nu mănânc brânză, scrâșni Niculae, ștergându-și obrajii pătați de lacrimi. Mănâncă-mă pe mine atunci, răspunse omul. Strachina de pe masă se golise între timp. Catrina se întoarse și apucă oala din spate. Nu-i arde lui de brânză, zise ea, turnând în strachină. E necaz că o să rămână repetent. E necaz și lui că anul trecut i-a luat-o lui Percitor înainte, că tot așa te-ai apucat să-l trimesc cu oile. Parcă mureai dacă îl lăsai, barem o lună, două, acolo să se ducă. E drag și lui. Ia mai lasă, zise Ilinca, uitându-se supărată spre maică sa. Ne găsi școala. Tași fă din gură, prosto, zise mama, ridicând mâna amenințător spre fat. Fă, fă, fă n-auzi, mormăi Moromete. Pune fă mâncare și mai trage-te pe folcile alea, că te-or fi durând de când vorbești. Altă treabă n-avem noi acum. Ne apucăm să studiem. Mai bine vezi ce o să faci, că mâine dimineață. Dar ce zic eu, mâine dis de dimineață o să vie ăla să-ți ia țoalele din casă. De ce să-mi ia țoalele din casă? Întrebă femeia nevinovată. Așa, ca să se mire proști, răspunse omul. Vezi că se umflă laptele. Tita se întoarse și dădu la o parte de pe vatră o oală plină cu lapte. Catrina turnă iarăși ciorbă în strachina de pe masă, care între timp iar se golise.
Ce faci, mă, că am vorbit iar cu Cătănoiu? Zice că săptămâna asta pleacă la București?" zise Achim, uitându-se pe sub sprâncene la tatăl său. "Nu, că se învârtindu-se," răspunse Moromete, posomărându-se deodată. Niculae, care începuse să mănânce, lăsă lingura pe masă și se uită cu nesaț la fratele său vitreg. Nepăsător, Achim continuă făcând o socoteală simplă. "Avem 24 de oi, toate cu lapte. Asta înseamnă 240 de lei pe zi. Într-o săptămână..." "Înseamnă..." răspunse Moromete bajocoritor. "Înseamnă prostia ta din cap." "Mă, eu ți-am spus..." zise Achim cu dispreț parcă. "La toamnă trebuie să plătim banca. Eu zic că trebuie să-mi spui odată dacă îmi dai sau nu-mi dai drum." Catrina, care ascultase, se amestecă și ea. "Lasă-l, mă, să se ducă. Nu e vorba numai de bancă, dar sunt și ei băieți mari. N-au o treanță pe ei. Cu ce să-și cumpere?" "Și ce băgați în voi dacă pleacă cu oile?" întrebă Moromete cu răutate. "Cum ce băgăm? Mai e o găină, mai e un miel? Și pe urmă, peste o săptămână, două, începe secerea. Facem pâine. Am trăit noi și fără oi." "Tași, mamă, din gură," zise Ilinca, scoasă parcă din sărite. "Să vii la deal și să muncești și să vezi pe urmă cum e fără lapte." "Las-o, Ilinco, că o găsiră găinile și miei." "E plină de găini și miei," zise tatăl cu ironie. Niculae se întoarse spre sora sa și arse o palmă peste cap, scrâșnind din dinți. "Ce ai, mă, ești nebun?" țipă fata. "Ce te amesteci?" răspunse Niculae, sărind în sus de la masă, gata să fugă afară. "Niculae, dacă mă scol la tine, te dau cu capul de pereți până ție-s bolboșile ochilor," zise Moromete, fulgerându-l cu privirea. "Ce să amestecă ea?" bolborosi băiatul arțăgos. "Ce, mă, îți pare bine că nu o să te mai duci cu oile?" întrebă tita cu răutate. "Nu-ți fie frică, ai să mergi la deal să dea 10 sudori din tine." "Ce aveți fă cu el?" se răsti mama furioasă. "Nu puteți să vă vedeți de treabă?" "Tu-i dai nas," zise tita tot cu răutate. "Vezi să nu-ți dau eu una peste nas," amenință mama. "Mă, se vede că nu sunteți munciți, mă?" se prăbuși Moromete de uimire. "Păi eu când veneam de la deal, adormeam cu dumicatul în gură. Acum vă sparg oalele și străchinile astea în cap. Nici la sfânta masă nu vă stâmpărați. Niculae, stai jos și bagă în tine și dacă mai suflu o vorbă, te... Toți lăsară ochii în jos și se făcu tăcere. Catrina schimbă strachina și turnă al doilea fel de mâncare, laptele fiert. Moromete luă două felii de mămăligă și le puse în strachina plină. În aceeași clipă, vreo 6 linguri se îndreptară spre mijlocul mesei și începură să dumice mămăliga în strachină. Niculae își strecurase și el lingura printre ceilalți și abia izbutea să apuce ceva și să ducă la gură. Strachina se goli numai decât. Femeia umplu iarăși. Într-un timp, Niculae prinse lingura sorei sintra lui și o izbi afară scrâșnind, stropindu-i pe toți cu laptele fierbinte. În aceeași clipă, palma lui Moromete se ridică și căzu pe capul lui ca o greutate de fier detunându-l. Băiatul încremeni cu ochii holbați, strânse din dinți și răsuflă greu. Deși stătea jos, se clătină și se lungi moale alături de masă. "Scoală în sus!" zise Moromete încet, dar cu glas îndesat. Băiatul se ridică în palme și genunchi, rămase astfel o clipă, apoi se ridică în capul oaselor. "Ia și mănâncă," rosti cu același glas omul. Niculae se întoarse spre masă, aruncă spre soră sau o privire care mocnea de ură și apucă lingura în mână. În acest timp însă strachina se golise iarăși. Femeia turna a treia oară, se uită spre Ilinca și lăsă oala în jos. "Gata, ăsta e tot laptele," zise ea, deși nu-l răsturnase pe tot. Până la sfârșitul mesei, nimeni nu mai vorbi. Moromete își întinse picioarele și împinse masa mai încolo de lângă el, frecându-și mâinile una de alta să se curețe de mămăligă. Femeia și fetele strângeau oalele și străchinile.
Să nu vii încoace, loviter jigodia, că-ți spar capul!" zise Catrina, amenințând câinele care aștepta pe prispă să se răstoarne mas. "Apă de băut?" rânji Paraschiv, încercând să zâmbească, repetând înțepătura tatălui. "Mai și vorbești!" bombăni femeia. "Paraschive, după de mâncare, ce urmează?" întrebă Moromet. "O țigară," răspunse Niculae. "Ce m-a înviat?" zise Ilinca râzând. "Ai un cap ca de dovleac." "Și tu ca de tâmpito," se bâlbâi Niculae. "Tatăl, auzi?" se miorlăi fata, uitându-se spre tatăl ei, crezând care să-i mai dea o palmă lui Niculae. Dar omul parcă n-auzi, se căuta mereu în buzunarele flanelei. "N-auzi, mă, să-mi dai o țigare, Paraschive?" zise el, pregătindu-și o foiță de jurnal. "De unde să-ți dau dacă n-am?" mormăi Paraschiv ca un urs. Moromete nu-l luă în seamă, întinse foița spre fiu să-i pună tutun, dar deodată lăsă hârtia jos și șopti apăsat. "Ia tăceți! Tăceți din gură!" Toți copiii se uitară la el fără să înțeleagă ce vrea. "Ce este? Ce s-a întâmplat?" îl întrebă femeia. "Taci!" zise omul așteptând încordat. Fiecare rămase la locul lui în tăcere. Paraschiv, Nilă și Achim stăteau nemișcați în câte un colț al tindei. Femeia și fetele rămaseră și ele nemișcate, cu câte o strachină sau o lingură în mână, cu gura puțin deschisă admirare și neînțelegere. În tăcerea aceea se auzi deodată, din depărtare, un om care mergea pe drum și cânta. Afară toate zgomotele se topiră numai decât și peste sat se lăsă deodată o liniște mare. Cântecul flăcăului acoperea întinderea și adâncimea nopții. Era al unei fete părăsite, cântat însă de un flăcău. Spunea că odată era iarnă, dar el, băiatul, tot venea la ea. Acum e soare și frumos și el nu mai vrea să vină. Vocea urca în noapte și în amintire cu patimă clocotitoare. Moromete se ridică în picioare și ieși pe prisp. El se întoarse însă numai decât îndărât și se așeză iar pe pragul lui. Ceilalți ascultau toți fără să se miște, uitând în aceste clipe de ei înșiși. "Doamne sfinte, cum cântă flăcăul ăsta!" murmură mama uimită. "Birică e, nu-i așa, Tito?" întrebă ea când afară cântecul nu se mai auzi. "Da, el e," răspunse fata. Moromeții se dezmorțiră și reveniră iarăși la starea lor dinainte. Masa se terminase și acum ar fi trebuit să se culce, dar cei trei, Paraschiv, Nilă și Achim, care dormiseră înainte de masă, nu păreau că au de gând să facă așa ceva. Capitolul 5. Când se despărțise de tita lui Moromete, lui Birică numai de cântat nu-i ardea. Se grăbise să se ducă acasă, să stea la masă și să plece pe urmă să o cheme pe Polina la poartă. Se dusese acasă, dar nu putuse să mănânce și plecase de vreme, nu mai avusese răbdare să aștepte până după mâncarea oamenilor. Birica avea 24 de ani și era în vorbă cu Polina de prin iarnă. Nu știa ce să mai creadă despre ea. Mi se mai întâmplase odată să țină la o fată și nici atunci nu înțelesese pentru ce la început fetei plăcuse și mai pe urmă tot așa nu mai vrusese să iasă la poartă. Acum însă era parcă mai rău, înțelegea și mai puțin. Intrase în vorbă cu Polina la un clic, la curățat, la porumb. Se juca inelușul. Polina nu ghicise că inelul e la Birică și cel care avea cureaua și conducea jocul îl întrebase. "Câte să-i dau, Birică?" "Câte vrei," răspunse Birică și asta însemna că trebuia doar să-i atingă palma, adică de formă. Atunci văzuse un surâs de batjocură pe buzele fetei, parcă ar fi vrut să-i spună că n-are niciun rost o cruțe, fiindcă tot nu-i place de el. "Ba nu, dă-i una fierbinte ca focul," spusese atunci Birică. Jocul continuase și Birică fusese scos să ghicească la cine e inelul.
Greșise în adins, știa că inelul trebuie să fie la Polina. Câte să-i dau Polină? Întrebase într-adevăr cel care conducea. Dă-i una moale ca lâna și una iute ca fulgerul, răspunse Polina. Pe cea iute ca fulgerul o primise drept în inimă și se înfiorase de bucurie. În seara aceea nu mai vorbise nimic cu ea, dar în seara următoare venise singur la poartă și fluierase. Știa că n-are să iasă, că trebuia să vină ser de-a rândul la poarta ei pentru ca ea să aibă timp să se gândească. Și abia după mai multe seri din aceasta, ea să iasă în sfârșit și să-i spună, să-i dea de înțeles, că s-a gândit la el și îi place sau s-a gândit și n-o lasă maică-sa. Dar ce ciudat lucru! Ea ieșise chiar din prima seară, a doua seară de când intrase în vorbă cu ea. Și nu suflase niciun cuvânt nici despre maică sa, nici despre cineva de-a ei și nici măcar cuvintele obișnuite. Mă duc, ne vede cineva. Se apropiase de el dintr-o dată, foarte hotărâtă, zăpăcindu-l prin nepăsarea ei față de primejdiile care o pândeau. Primejdii adevărate și cunoscute de toate fetele și de care ea parcă nici nu vroia să știe. Înțelesese mai târziu că ea ținea la el mai de mult. Nu vrea să spună de când, era limpede că nu din seara aceea cu inelușul, ci mult mai înainte. Faptul că o fată ca Polina ținea la el, el care plăcea fetelor doar când cânta, mai mult nu ținea la el niciuna, fiindcă era flăcău cu mulți fraci și nu-i venea decât un pogon de pământ, îl făcuse mai pe urmă pe Birică să uite că e flăcău sărac și să se gândească mai cu îndrăzneală la însurătoarea lui. Când îi dăduse apoi de înțeles Polinei că se gândește să se ia cu ea, Polina se făcuse roșie și se uitase la el cu niște ochi ciudați, ca în seara aceea la Clic. Și dacă eu nu vreau, ce ai să faci, Birică? Întrebase ea. De ce să nu vrei? Mai știi, poate că nu țin la tine. El o apucase de mână, crezând că glumește, dar ea îl lovise peste braț și se trăsese îndărât. Păruse cu adevărat mânioasă pe el și Birică nu prea înțelesese. Aducându-și aminte de această întâmplare uitată, Birică se opri în mijlocul drumului, lovit parcă fără veste de înțelesul târziu și cumplit pe care aceste cuvinte ale ei îl adevereau. Vru să se întoarcă din drum, dar continuă totuși să meargă spre casa Polinei și, mergând, el uită că vroia să afle ceva de la ea. Nu mai vroia decât s-o vadă. Întâi de toate, s-o vadă. Parcă îi uitase chipul și, neputându-se grăbi decât la pas, deodată el începu să cânte. Gândul că s-ar putea ca ea să nu iasă nici de astă dată, și atunci ar fi rămas singur cu dorința lui chinuitoare de a vedea chipul, se ascunsese undeva în adâncul inimii și cânta într-o ciudată uitare de sine. În dreptul moromeților, glasul său se frânse tot așa cum începuse, pe neașteptate. Casa Polinei era la un pas. Birica se opri pe podișca lui Bolosu și fluieră. Casa Polinei rămase liniștit. Birică mai așteptă puțin și fluieră din nou. De asta dată auzi ușa de la tindă deschizându-se. Gardul lui Bălosu era înalt și Birică nu vedea pe fată. Dar nici nu se uita, fiindcă, auzind-o că vine, hotărâse să nu dea bună seara și nici să înceapă el cel din tâi vorba. Portița scârți ușor și câteva clipe tăcerea nu fu tulburată de nimic. Birică ședea pe podișcă, jumătate întors, și aștepta. Ce e, mă? Ce fluier aici? Ce, e tăr la lutactu? Birică se răsuci speriat. În poartă, în locul Polinei, îl recunoscu pe Bolosu. De ce să nu fluier? Bolborosi el cu un glas sumbru. Nu cumva crezi că te-am fluierat pe dumneata? După ce spuse aceste cuvinte, Birică vrut să se îndepărteze. Pleacă-n păti de aici să nu te mai princă fluier la poarta mea, că pun câinii pe tine. Birică se apropie cu băgare de seamă de tatăl Polinei și șopti. Nea Tudore, e
Ia seama la vorbă că nu ți-am făcut nimic. Ce să iau seama la vorbă? Ce cauți tu la fata mea? Și fără să mai dea alte lămuriri, îl și apucă pe Flăcău de gulerul cămășii și îl îmbrânci. Birică se trase singur în dărătar, puse mâna pe stinghea stănoagei, gata să o smulgă. Rămase însă nemișcat. În spatele lui Bălos apăruse Victor, voiajorul, cu o măciucă în mână. Birica așteptă câteva clipe șovăielnic, apoi se îndepărtă cu fruntea în pământ. Curând însă se întoarse înapoi. Cei doi nu mai erau la poartă. Vru să fluiere, dar se răzgândi din nou și se îndepărtă. De asta dată se opri în dreptul moromeților. Veni lângă gard și șopte prin întuneric. Bă, Nilă! Ce-mi? Care ești? Șopti Nilă de pe prisp. Ia vin până aici, zise iar glasul de lângă gardul. Eu sunt Birică. Intrigat, Moromete ieșise și el pe prisp. Tu ești Birică? Întrebă el. Vreau să-i spun ceva lui Nilă, răspunse Birică. Flăcăul intră în curte și se apropie prin întuneric de cei de pe prisp. Bună seara, zise el moale. Unde ești, Nilă? Ce s-a întâmplat, mă? Mormăi Paraschiv, rezemat în întuneric de stâlpul casei. Nilă, unde ești, mă? Întrebă Birică fără să răspundă. Hai, nu mergi? Ce mai stai? N-ai mâncat? Hai că merg acum, răspunse Nilă, coborând de pe prisp. Ce s-a întâmplat, Birică? Întrebă Moromet. Birică se așeză pe prispă și deodată izbucni. Nea, Ilie, ce dracu vrei să întâmple? Știi și dumneata că la o fată mare și un măgar zbiară. Eram în vorbă cu asta lui Bolos. Mă, Birică, prost mai ești, zise Moromet în șoaptă, ca și când s-ar fi temut să nu-l audă vecinul. Mai găsești o altă fată? E satul plin. Și dacă nu ți ajunge aici, te mai duci și la Miroș și la Balaci, poți să iei satele la rând până la Dunăre. Da, aia te vezi tu. Îmi spuse și mie adineori în drum al de tată că Polina și cu ăla sunt în vorbă de mult, că e dar avelă veche. În acest timp, Birică se sculase de pe prispă și se tot mișca ascultându-l pe Moromet. Minte! Strigă el deodată, când Moromete îi sprăvi. Paraschiv, Nilă și Achim tresăriră la strigătul Flăcăului. Birică porni repede pe lângă prispă și se opri lângă gardul grădiniței, în dreptul căreia se ghicea prin întuneric casa și bătătura lui Tudor Bălosu. De ce minți, mă? Strigă Birică spre Tudor Bălosu. De ce minți? Spuse el din nou ca și când ar fi știut că acela l-ascultă. Iar tu, Polino, să nu crezi că n-o să mai dai ochii cu tine. Flăcăul plecă de lângă gard și înjură încet. El veni însă numai decât îndărât și de asta dată începu să strige fără teamă, ca și când ceea ce spusese înainte l-ar fi răscolit rău, făcându-l să-și piardă măsura. Ce, mă? Ce crezi tu, eh? Că dacă mă gonești de la poartă... Da ce, mă? Crezi că te-am fluierat pe tine? Ați mus câinii pe mine, mă? Ca pe un țigan? De ce să azmuți câinele pe mine, nea Tudore? Dacă ai o fată și fluieră cineva la ea, dumneata trebuie să azmuți câinele? Ce ți-am făcut eu, dumitale? Ți-am făcut eu ceva vreodată? Păi de ce azmuți câinele pe mine, nea Tudore? Că dacă de furat nu te-am furat, de făcut nu ți-am făcut nimic? Atunci de ce să azmuți câinele pe mine, nea Tudore? De ce să azmuți câinele pe mine, mă? Tu-ți Dumnezei, mătii bălosule, chiorule! Birică! Strigă Nilă de pe undeva unde era. Birică, taci, mă, de-n gură! Unde ai băut? Murmură Paraschiv. Îl știau un Flăcău la locul lui și erau nedumeriți de aceste strigăte. Socotirea că trebuie să-l țină de rău, dar Birică se smuci. Ia, lasă-mă, bă! Strigă el, pornind iute spre poartă. Hai, Nilă, mergi sau nu mergi? Ce crede el că eu sunt prost? Spunând cuvântul prost, Flăcăul sâșni deodată înapoi lângă grădiniță și început din nou să strige. Fă, Polino, uite ce e! Dacă tu crezi că eu sunt prost, fii tu mai deșteapt. Eu te las, fă, mărită-te! Mărită-te cu șchiopul ăla și lasă-mă pe mine așa prost cum sunt eu.
Și dacă dumneata, Nea Tudor, ești la mine și ați mus câinele, păi las! Pe la casele vecinilor se vedeau pâlcuri întunecate de băieți și fete care ascultau în tăcere. Birică ieși în drum și îl strigă din nou pe Nilă, întrebându-l dacă merge sau nu. Nilă vrut să-i răspundă, dar Flăcăul ieșise la șosea și plecase. Ați mute câinele pe mine!" strigă el iar, oprindu-se în mijlocul șoselei, ca și când cei care ascultau i-ar fi cerut socoteală. Am venit și eu la poarta lui ca un flăcău și el sare la mine. Parcă aș fi venit să-i spar casă. Lasă, bălosule, mai vorbim noi doi cu voiajorul tău cu tot. Vă aranjez eu pe voi!" încheie el amenințător și de asta dată se îndepărtă de tot de casa fetei. Capitolul 6. Tot timpul acesta, de dincolo din curtea lui Tudor Bălosul, nu se auzise nimic, ca și când casa ar fi fost pustie. Paraschiv, Nilă și Achim, împreună cu tatăl lor, ieșiseră câtești patru în poartă. Mai pe urmă se apropiaseră și cele două fete și Niculae în urmă. Când Birică o luă încet spre șosea, Nilă se dezlipi de lângă poartă unde stătea rezemat și porni alene în urma lui. Moromete îl petrecu o vreme cu privirea până se îndepărtă câțiva pași de șanțul șoselei, apoi îl strigă deodată ca și când până atunci ar fi stat la îndoială gândindu-se la ceva. Nilă, unde te duci? Mă duc cu ăsta, răspunse Nilă oprindu-se. Nu te mai duci, zise Moromete încet. Ia vin încoace. Nilă se întoarse nedumerit și se opri lângă podișc. Nu te mai duce, spuse din nou omul. Iartă-o în seara asta că nu moare. Nu ți-o fură nimeni. Paraschiv și Achim se uitau intrigați la tatăl lor. Nu-i oprise pe niciunul în nicio seară să plece de acasă. Se îndepărtară alene de lângă poartă, pornind spre un grup de fete și băieți alături, unde cineva cânta din fluier, iar ceilalți jucau. Nilă, vină încoace când îți spun! Se Moromete din nou, după ce Paraschiv și Achim se îndepărtaseră. Omul intră în curte și porni spre grădină, iar feciorul îl ascultă. Când ajunseră în fundul grădinii, Moromete se opri lângă un duci și se așeză pe o buturugă de soc, făcându-i semn flăcăului să se așeze alături. Nilă, zise Moromete cu un glas moale, pe care fiul lui nu-l cunoștea. Tu ce zici, mă, să se ducă ăla cu ele la București? Auzind întrebarea tatălui, rămase într-o tăcere încărcată de zăpăceală și de uimire. După felul cum ținea capul în jos, se vedea că nu-i obișnuit să-l pună, acest cap, la întrebări așa de grele. Parcă îl trecea capul în jos de grea ce era întrebarea tatălui. Moromete continuă. Eu i-aș da drum. Dar vezi și tu că, dacă n-am avea bruma aia de lapte de la oi, ce-am mânca? Nu poți să dai la sapă și la secere și să n-ai de mâncare decât știri și ștebi. Dar ce facem la toamnă cu împrumutul de la bancă? Și te pomenești mâine, poi mine, că mai vine și jupuitul cu făncire. Tu auzi, mă? Întrebă Moromete cu un glas neliniștit de tăcerea fiului. Nilătuși, mișcându-se pe buturug. De, mă? Zise el încet. Ai auzit ce zicea mama? Moromete tresări când îl auzi vorbind astfel. Ar fi bine să se ducă. Dacă face ceva, ne mai cumpărăm și noi. Mai păstrăm grâul. Nu mai facem ca anul trecut. Să rămânem toată iarna fără pâini. Măi, Nil, îngână Moromete cu același glas moale pe care copiii nu prea îl cunoșteau. Ce mâncăm, mă, te întreb? Se duce el cu ele la București. Asta nu e greu, dar ce mâncăm? Mai sunt oameni care n-au oi și trăiesc. Muncesc. Ce să facem? Cuvintele ce să facem, Flăcăul le spusese nu ca un răspuns, ci ca o hotărâre. Glasul li se schimbase, suna mai încrezător, ca al unui om de nădejde pe care te poți bizui. Bine, Nil. Te-am întrebat ca să nu ziceți că așa și pe dincolo, îngână Moromete ridicându-se de pe buturug.
Vezi că Paraschivul ăsta degeaba a făcut armata. Nu se însoară, nu se gândește la nimic. Îl întreb într-o zi, ce facem Paraschive? Vine ăla cu foncirea, n-am plătit-o de 2 ani de zile. Ce să facem? Răspunde el cu botul ăla lui ca de zăvod. Păi de ce n-ai plătit-o până acum? Păi ai uitat că am cumpărat noatinile alea. Ei, și dacă le-am cumpărat, ce ai făcut? Zice acu. Vinde-le la loc și plătește foncirea. Dar tu ce faci, mă? N-ai de gând să te însori? Alții ca tine sunt la casele lor, ca oameni, cu copii, cu vita lor în bătătură. Cu cine să mă însor? Zice. Cum cu cine să te însori? Se prăpădiră fetele pe lumea asta și nu găsiști cu cine să te însori? Dă-ne-le ca cine de fete, zice. Așa că treaba voastră, faceți cum știți, dar să nu mai aud pe urmă că ziceți că eu v-am oprit. Moromete vorbise încet și rar, cu fruntea plecată în jos. Se ridicase în picioare și frământa o foiță de jurnal în palmă. Nilă se ridică și el de pe buturug. Nu știu dacă tu te-ai gândit până acum, reîncepu Moromete. Anul trecut am făcut căruța și de-aia am rămas cu foncirea neplătită. Acum ăsta vrea să ducă la București cu oile? Bine, să se ducă, să-l vedem ce face. Eu nu zic să facă 2000 de lei pe lună. 2000 de lei nu e glumă. Sunt 40 de duble de grâu. Asta nu se poate, murmură Moromete speriat parcă. Ascultă, Nilă, până în toamnă sunt 3 luni de zile. Dacă el vine la toamnă și mi-ntinde 6000 de lei în mână și nu 20 cum se laudă el, păi atunci mai dau și eu vreo 2 căruțe de grâu și am scăpat anul ăsta și de bancă și de foncire. Păi crezi că vine el de la București cu 6000 de lei, Nilă? Crezi că vine, mă? 6000 de lei? Adică 2000 de lei pe lună? Se gândi Nilă. Păi de ce să nu vie? Păi vine, zise Moromete, începând să scapere dintr-un amnar. Aduce el 6000 de lei? Că atunci n-ar mai zice nimeni nimic. Am răbdat vara asta, am plătit banca și ne-a rămâne nou aproape tot grâul. La anul vedem noi pe urmă ce-mi face. Dar vine, aduce el 6000 de lei? Eu zic că aduce, răspunse Nilă convins. El se lăuda de 3 ori pe atât. Poate să aducă și de 5 ori atât. Asta nu mă privește pe mine, zise Moromete. N-are decât să vă rămână vouă, să vă îmbrăcați și să faceți ce vreți cu ei. Mie să-mi dea 6000 de lei. Păi aduce el. De. Vine el cu 6000 de lei. Ajunseră la poarta grădinii și Moromete o deschise încet. Nilă trecu în curte alături de tatăl său, gândindu-se dacă acum are să poată pleca prin sat. Și nici 6. Îngâna Moromete după un timp cam îndelungat de tăcere. 4000 de lei, mă! Exclamă el, ca și când s-ar fi tocmit cu cineva. Hai, las, ai câștigat, oile sunt sănătoase. Mie dăm 4000. Păi, îmi dă el 4000 de lei? Aduce, mă, lasă-l în col. Dacă nici 4000 de lei n-aduce, atunci... Moromete se așeză pe prispă și rămase tăcut.